Dragilor, bună seara, sunt Dana Ciobanu și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Arta contemporană generează multe dezbateri, atât în ceea ce privește încadrarea sa cronologică, cât și tendințele care o definesc. Ne-am propus să îi descoperim astăzi pe pictorii contemporanității și dimensiunile acestui gen de artă. Se pictează pop, impresionist, se pictează expresionist, dar și performance. Despre realizările pictorilor din Republica Moldova, despre școlile de pictură, dar și direcția care o ia pictura contemporană în spațiul românesc, vorbim în ediția de astăzi. Istoria picturii contemporane poate fi văzută diferit, precum și cronologia ei începe de la diferite momente. Termenul contemporan se referă tradițional la arta realizată de artiștii în viață. Totuși, chiar dacă artistul nu mai este în viață, dar opera sa este menținută vie prin interesul acordat, aceasta poate intra în categoria arte contemporane. Aspectele ce definesc pictura contemporană din spațiul basarabean sunt relevante atunci când vorbim despre evoluția acestui segment artistic. Nu mai mergem pe acele stricteți, pe acele rigori de doar pictură, doar grafică și așa mai departe, dar ele se intercalează, undeva se intersectează, atât în chiar în concepția unui artist, cât și la modul general în cadrul acestei expoziții. De ce este asta important? Tocmai de aceea că demonstrează faptul că acești tineri care vin și expun aici cunosc ceea ce se petrece și în afară, am în vedere dincolo de hotarele Republicii Moldova, și lucrul acesta este îmbucurător. Ceea ce fac ei, dincolo de faptul că sunt la zi, să zicem așa, aici fac o paranteză și spun că este și meritul profesorilor la care au studiat și care îi îndrumează corect, adică nu zicem academie, deci gata, asta sunt niște chingi în care i-au strâns și studentul este acolo așa ca de pe un conveier. Ba deloc, din contra, și eu cunosc colegii care sunt profesori, cum îndrumează tineretul de astăzi. Așadar, ei merită să expună aici, merită să expună și în alte părți. Temerea noastră este că să nu rămânem fără ei. Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova și Centrul Expozițional Constantin Brâncuș au organizat și găzduit expoziția concurs de artă plastică contemporană cu genericul Noi Tineretul Creator. Viziunea tinerei generații de pictori din Republica Moldova este una actuală, iar lectorii universitari spun că artistul contemporan abordează situații ce țin de contextul social, politic, economic, de statutul artei sau de statutul individual al artistului, de trăirile lor subiective. Important e că Uniunea Artiștilor Plastici creează condiții pentru tineri pentru a se manifesta în public. Și această expoziție este tocmai pentru a le sprijini consacrarea. De aceea arta în ultima vreme, eu presupun că trebuie privită ca pe religie. Iubești și crezi și atunci ajungi undeva și cei care sunt de cursă lungă se vor vedea. Sigur se întrezăresc aici o serie de tineri care cu certitudine vor ajunge în față. În artă se proiectează mentalitatea unei societăți, unei culturi, precum Kandinsky spunea că pictorul este, artistul este copilul epocii sale. Și, de fapt, și în creația tinerii generații noi putem vedea proiecție unei viziuni asupra realității a acestei tinerii generații. Și, evident, anume în contextul anumitor probleme și se cristalizează anumite viziuni, anumite probleme regenerează căutarea noilor soluții plastice. Și cred că asta este definitoriu în conceptualizarea limbajului și particularităților limbajului a tinerii generații. Toate cunoștințele pe care le-am acumulat în timpul anilor de studenție, pentru mine chiar a fost ceva nou de a comunica cu maestrii în domeniul artelor plastice. Deci întotdeauna au fost alese chiar și faptele și cuvintele lor în creația chiar proprie. Suntem într-un secol mediatizat, internetul cu
o mulțime de informații și chiar tinerii creatori, ei în permanență se uită la toată informația care este, dar acea problemă este că nu toți cunosc să-și aleagă informația potrivită. Deci nu tot ce se dă este bun. În ceea ce privește tehnicile și modalitățile de expresie, arta contemporană este foarte permisivă. De la cele mai tradiționale genuri artistice, desen, pictură, sculptură, la noile media, fotografie, video, artă digitală, internet și la modalitățile de creație total nespecifice artelor plastice. Sunetul, acțiunea, textul, arta relațională, nimic nu este exclus. În arta contemporană contează conceptul. Mai mult, fiecare pictor alege căi individuale de creație, înțelese doar de el. Pentru un tânăr începător, un tânăr artist, un student, așa fel de expoziție înseamnă foarte mult, pentru că este o rampă de lansare, este o motivație. Normal că poți câștiga premiu, poți să nu câștigi premiu, dar oricum te motivează, te încarcă de forțe, te inspiră, de ce nu, te uiți la alte lucrări, îți vin alte idei. Cât lucrez eu, lucrez, cred că mai puțin decât aș vrea, mai puțin decât ar fi nevoie, decât este nevoie și trebuie de lucrat mai mult. În primul rând îmi place să particip la diverse concursuri, pentru că variază și tematica și încerc și capacitățile mele, iar un concurs înseamnă și evoluție. Să fiu din ce în ce mai bună în domeniul ăsta. Totuși există tineri care se manifestă de plin și se vede că au o pregătire bună. De aceea eu cred în perspectiva lor și trebuie să-i susținem mereu, în principal cu această expoziție, dar să nu îi ignorăm și din alte evoluări colective unde sunt artiștii consacrați alături de ei. Trebuie să-și găsească loc și tinerii, pentru că în acest fel îi putem încuraja și le putem crea un anumit context de certitudine că ei sunt sigur făcuți pentru așa ceva. Și atunci rezultatele se vor vedea mai târziu. Că dacă pleacă undeva și ei activează în acest domeniu, e tot e bine, fiindcă ei vin tot cu bagajul de aici, ei pot să se întoarcă, pot să revină chiar și cu o expoziție sau cu mai multe expoziții sau cu un grup care vine aici. Deci acestea sunt posibilități. Mai grav este atunci când ei nu au posibilitatea nici în afară să se manifeste ca artiști. Expoziția Concurs de Artă Plastică Contemporană Noi Tineretul Creator își așteaptă vizitatorii până data de 24 februarie la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș. Am revenit în platou, unde am o deosebită plăcere să-i prezint pe invitație ediție de astăzi. Este vorba de Valeriu Jabinski, pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, șef secție picturi murale în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Domnule Jabinski, bună seara, bine ați venit! Bună seara! Este Vlad Lozovanu, pictor, șef catedră Facultatea Arte Plastice, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Vlad, bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și Radu Dumbravă, pictor. Radu, bună seara! Bună seara, Dana, bine v-am găsit! Bine ați venit! Într-adevăr, suntem onorați să vă avem astăzi în această seară să vorbim despre pictura contemporană, despre perspectivele acestui segment artistic, despre perspectivele tinerei generații. Voi sunteți tineri, domnule Jabinski este tânăr și îndrumă pe cei tineri, mai tineri ca dumnealui, în ale artei. Spuneți-ne elementele definitorii pentru a înțelege, pentru cei care poate nu se confruntă zi de zi cu pictura, cu arta contemporană, care ar fi ele, aceste elemente, domnule Jabinski, pentru a face o diversificare și a înțelege. E artă modernă, e artă clasică, e artă contemporană. Să vorbim despre pictură până la urmă. Dar, în primul rând, haideți să determinăm ce este artă contemporană. Că arta egipteană atât este contemporană. Și arta grecească antică e contemporană și renașterea e contemporană, clasicismul, orice artă e contemporană. Depinde atitudinea cum a fost executată arta aceasta și profesionalitatea în domeniul artei, fiindcă dacă nu te-ai mult un moment, în mai ales secolul 20, chiar secolul 21, un pic cam arta contemporană o înțeleg așa, prin a face ceva, numai arunca niște pete pe o pânză sau de a face niște elemente din bază de compoziție, sau poate ca să arată contemporană și este modern. Nu este așa. Arta contemporană este un complex întreg, e destul de complexă ca gândire, ca executare, ca valoare. Și acum, eu spuneam încă în secolul 20, vorbeam la sfârșitul secolului 20, când eram chiar student, spuneam că secolul 21 va fi arta când va fi
o sinteză dintre arte, adică a principiilor de a crea. Și de aceea, ultimul timp, arta contemporană, cât mai rău desenez, cât mai iese mai modern, dar nu iese așa. Arta contemporană este ceea ce face o sinteză acum, un ansamblu, în tot ce este. Adică desen, pictură, compoziții, limbajul plastic, conceptual, filozofie. Și atunci când este în ultimul moment, eu cred că procesul de a gândi, de a crea ceva nou, este sinceritatea unui artist. Adică nivelul de maestrie înalt și sinceritatea. Dacă va fi lucrul ăsta, atunci cred că arta să va fi contemporană. Nu va fi, nu va fi contemporană, fiindcă nu poți să spui că El Greco nu este modern sau Michelangelo este modern. Este modern. Este foarte modern. Și mai degrabă, cei ce fac acum nu sunt moderni, fiindcă sunt deja îmbătrâniți, că repetă niște lucruri care s-au făcut la începutul secolului 20. Și nu e bine, cred că. Dar e bine totodată. Adică o artă are... Poți să faci orice ce vrei, dar dacă tu te să costi, eu vorbesc de artă profesionistă. Artă profesionistă ține de, în primul rând, de să școliră. Adică un pictor, un artist plastic modern trebuie să fie școlit bine. Să treacă toate etapele de studiu. După aceea, libertatea lui va fi în creație, va fi în potențialul lui artistic. Adică limbajul lui plastic care le posede, care le studiază parcursul anilor de studiu, care durează în principiu în mediu la 14-15 ani de zile, și atunci este liber de a face ceva. Deci cam atât durează studiul. Păi da, asta e, că nu poți mai repede să faci altceva. Adică dacă tu vrei să faci o artă profesionistă, asta e un proces care trece în timp, de lungă durată, care lucrez și acum, eu și acum învăț. Adică zilnic. Noi asta, domnule Javinski, mi-ați transmis la practic jumătate din întrebări pe care m-a fost în desfășurător. Vă mulțumesc, vreau să-i ofer cuvântul lui Vlad Lozovanu. Vlad, spune-ne, pentru tine, în primul rând, ești pictor. Da. Deja ai și o funcție, ești șef de catedră în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea de Arte Plastice. Spune-ne, pentru tine, cât de mult contează studiul, când a început el, câți ani ți-ar mai trebui ca să ajungi la un nivel pe care ți-l dorești? Și încă o întrebare, te rog să răspund și la ea. Cum crezi, încotro merge pictura contemporană în spațiul nostru basarabean, dacă e pe calea cea dreaptă? Te rog. Studiul a durat o viață. Cred că am de studiat toată viața și sunt bucuros că descoper ceva nou în domeniul artelor plastice și în domeniul picturii de șevalet. Pot să spun că tradiția școlii sau menținerea școlii și dezvoltării școlii naționale este foarte importantă, dar această școală trebuie să fie conectată la cealaltă lume, să contactăm cu specialiști, cu colegii de breaslă, să facem schimb de experiență și de ce nu schimb academic între studenți, ca să fim în priză, să fim în pas cu lumea și cu timpul în care trăim. Calea pe care o ia pictura contemporană în Republica Moldova este cea pe care, cum crezi tu, e cea bună, e cea corectă? Avem și lucrările tale în imaginile. Cred că nu e cel mai strașnic direcția școlii naționale. Important e, pe nivel general, să fie societatea în dezvoltare. Și atunci artiștii își găsesc publicul său, priză la acest public și se dezvoltă. Artistului îi trebuiește doar un mediu ambient social adecvat vremii. Pace, bunăstare, nivelul mediu sau nivelul mediu pe populație ridicat, la nivel de cultură, de cunoștință, de bază. Acestea sunt principalele criterii. Posibil mai sunt acum. Prima dată sunt, da, sunt foarte multe, cred că. Școala Națională, cred că, are o direcție normală, doar important să nu fim deconectați de la tot ce se petrece în lumea contemporană. Și cred că vom reuși. Slavă Domnului, tineri talentați avem, maestri consacrați avem, tradiția continuă și transmiterea cunoștințelor continuă. Avem un tânăr talentat aici lângă noi, este vorba de Radu Dumbravă. Radu, spune-ne, pentru tine, ce a însemnat să-ți faci studiile în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și cum îți continui tu studiile individual după absolvirea acestei facultăți? Deci, o să încep cu aceea că eu mi-am dorit foarte mult, de fapt, să ajung la Facultatea de Arte Plastică și, într-adevăr, domnul Valeriu Jabinski a fost profesorul meu. Cred că pentru prima oară să-i mulțumesc pentru ceea ce mi-a oferit el. Ca bază, da, e foarte bine, deci am învățat lucruri care îmi prind bine acum, ceea ce e foarte bine. Deci, pentru mine, în primul rând, arta înseamnă comunicare. Și, în al doilea rând, deja maestrie. Comunicarea, deci ce vrem noi să comunicăm publicului.
Mesajul, practic. Mesajul, da? Conceptul, da. Dacă noi avem conceptul ăsta, mesajul, și știm foarte bine ce se prinde la public, nu ce se prinde, cer scuze, ce vrem noi, de fapt, să transmitem publicul, pentru că asta deja e altă întrebare. Eu cred că atunci ne putem să comunicăm și atunci putem, într-adevăr, să vorbim despre artă, pentru că arta asta e comunicare. După care deja urmează chestii de maestrie. În proces, acum, la moment, cunosc tehnologia de învățare, ceea ce îmi permite să studiez și alte lucruri, nu numai doar pictură, desenă sau compoziție, și asta mă ajută să merg înainte. Important este viziune, știu unde vreau să ajung și asta mă mișcă. Se consideră că pictura contemporană cumva este adresată mai mult intelectului decât emoțiilor, decât sufletului. Această simbioză totuși există între emoție, intelect, atunci când un simplu privitor, un simplu spectator privește, vizitează o expoziție și cumva se regăsește într-o pictură ori alta. Spuneți-ne, domnule Jabinski, cum credeți dumneavoastră, totuși, accentul în pictura contemporană pe ce cade? Pe intelect, pe emoție? Pe spiritualitate, în primul rând. Că Radu n-a să-mi dăie să mint, eu le spuneam tot timpul la studenți că un artist va ajunge la, va crea o operă atunci când va uni trei centri. Mintea, sufletul și mâna. Când se vor uni într-un punct, că dacă lipsește ceva din ele, nu faci nimic. Adică îți faci ceva numai, dar nu dus în integru. Adică ceva lipsește. În principiu trebuie să fie tot. Și intelect, și emoție, și logică, și concept, și filozofie, și nu, arta este un complex întreg, adică depinde de tot. Ceva dacă lipsește, ceva lipsește. Adică cât de puternic n-ar fi un lans, dacă o verigă se rupe, lansul cel nu mai este întreg. Deci asta este arta. Totuși, Radu a afirmat ceva, cumva parcă se bate cap în cap. Arta este comunicare, dar totodată pictorul se simte mai bine în solitudinea atelierului său. Radu, te rog să ne spui cum e această, și vă rog să ne spuneți și dumneavoastră, Vlad, domnule Jabinski, cum este această, practic lucrezi într-o intimitate anumită, dar comunici, vrei să comunici unei mase mari de oameni mesajul tău. Tu ai lucrat la picturi murale, ai îmbogățit orașul Chișinău cu niște picturi extraordinare de care ne mândrim, că parte din arhitectura orașului Chișinău, cumva s-a împrospătat, a prins o altă culoare, o altă formă. Spune-ne tu, ai lucrat practic în public, deci erai lipsit de intimitatea atelierului. Cum era să lucrezi, să creezi într-o astfel de publicitate? Erai practic expus multor ochi. Deci, într-adevăr, atunci când se creează, într-adevăr, omul are nevoie de intimitate și nu vorbim doar de pictură, în general. Ca să asculti pe el, ca să poată să fie și minte calmă și tot absolut. După care deja ies în public, se expune. Deci eu cred că o operă de artă, într-adevăr, are efect atunci când ea, într-adevăr, a ajuns la oameni. Și când ce tu ți-ai propus, de exemplu, dacă ea se bucure, dacă omul vede și el se bucură, înseamnă că tu ai obținut ce ți-ai propus. Dacă nu, atunci putem să vorbim, doar facem desene, doar de dorul artei și pentru noi. Atât. Dar ca și fiecare persoană, deci într-adevăr, pentru început, o mare nevoie de intimitate, chiar schimbă asta de spunem așa, de locuri, da? El ajută foarte bine. Te-ai simțit confortabil atunci când pictai în văzul tuturor? Sau era și o doză de stânjeneală? Nu știu cum pictorii reacționează atunci când au în spate lume multă, care deci, își vede de treabă, dar trage cu ochiul. Cu mulți ani în urmă, când am început, într-adevăr, era un fel de... Nu, uitați-vă la mine, da, eu stau sus, acum deja e chestia... Eu m-am adaptat, lucrul ăsta se proastă să lucrează. Să lucrează și cred că fiecare ajunge când el simte confortabil și în spațiu. El trebuie absolut oriunde să fie. Important aici să fie calm și restul. Vlad, spune-ne și tu cum te simți în intimitatea atelierului și atunci când întâlnești discipolii în academie și ai de explicat, ai de lămurit, ai de exemplificat, de învățat? Lucrez și în atelier, lucrez și în plenier. Îmi place să predau cunoștințele, să le transmit cunoștințele studenților, practic colegilor mei un pic mai tineri, dar foarte înflăcărați, foarte talentați, dornici de a învăța meserie. Și îmi place să lucrez și cu colegi mai mari, în echipe, în tabere de creație, fiindcă merge un schimb de experiență, de acum eu preiau ceva de la alții, dar preiau și de la studenți, fiindcă sunt studenți talentați, merge un schimb de experiență permanent.
Adică e o simbioză și chiar e o plăcere. Cred că toți noi trei suntem oameni fericiți, fiindcă ne ocupăm cu ceea ce ne place. Chiar vreau să ne povestești despre aceste ateliere, despre alternativele de instruire pentru studenții Academiei de Arte, dar și pentru cei amatori care au ocazia să vină să facă parte dintr-o astfel de tabără, atelier, în aer liber, în aer și să creeze. Referitor la tabere, sunt tabere de creație pentru profesioniști, sunt și tabere pentru amatori sau tabere mixte. Independență. Amatorii de obicei au mare noroc. Mare noroc de nimeri profesioniști în tabere. Și place, da. Sisteme de instruire sunt în prezent sisteme particulare sau direct amatorii de artă care își doresc să încerce în domeniul picturii sau artelor plastice pot să se frecventeze niște ateliere a unor artiști care le plac mai mult. Sau sunt acum o mulțime de cursuri particulare, unde se organizează grupuri de studenți și fac cursuri, sigur că de scurtă durată. Dar totuși, aceste cursuri doar sunt niște cursuri de inițiere, fiindcă unui profesionist îi trebuiește o viață, spunem așa. Măcar că nu se știe când profesionistul începe să dea publicului capodopere în tinerețe sau într-o vârstă mai înaintată. Depinde de talent, de multe momente. Este pregătit publicul din Republica Moldova pentru a percepe arta, pictura, la nivel în care și-o doresc pictorii, domnule Javinski? O mică parte da, dar majoritatea nu prea. Dar problema este între aceea că publicul trebuie educat, înțelegeți? Aici e marea problemă. La noi, tot timpul, arta trece pe planul doi, nu știu de ce. În orice domeniu, în școală, în politic, în societate. Dar arta este foarte importantă. Eu tot timpul am spus că un medic pregătit prost, omoară omul îndată. Artiștii pregătit prost, omoară oamenii în timp. Și atunci societatea, dacă nu este aptă să absoarbe cei ce face artă, cei ce fac artiștii în genere, nu vorbesc mai de pictură, vorbesc în genere. Că dacă uităm în jurul nostru, tot ce ne încujoară este creat de artiști. Tot absolut. De la haină, mobilă, pahar, orice. Orice, absolut. Și de ce? Dar mulți nu înțeleg lucrul ăsta. Dacă noi facem, dacă arta va fi promovată de către de stat, chiar de guvern, atunci va fi alt mod. Omul trecând pe zilnic pe drum, nu-i place pictura sau nu-i place, merge, s-a uitat, dar, bă, uite, era aici, cineva a făcut, da, cineva, da, ce? Și tot să uite, da, cineva, pe urmă, încep să intereseze. Uite, așa se educ și se educ lumea. Și din școală, dacă în sistemul japonez de învățământ, elevii învață arta plastică de clasa 1 până în clasa 12. Este obligatoriu. În Coreea de Sud, tu nu poți ții un post, o funcție publică, dacă nu ai cel puțin o școală de pictură sau o școală de artă, minim, începătoare. Sunt niște lucruri foarte importante și de ce și aici avem marea noastră GDI, în cultură. Cu părere de rău, ei este. Dacă mergem în sală la expoziții, vin câțiva prieteni care sau chiar cineva care într-adevăr le place și majoritatea sunt colegii. E un plus și aici, că măcar ne vedem, ne schimbăm, ne discutăm, mai. Nu este promovată arta de la postul de televiziune chiar, să vorbim de bune, cu părere de rău. Apare câte o emisiune din când în când, profesionist, atât. În rest, nu. Și trebuie să meargă educația... Ca program de stat. Educația societății trebuie să fie programe, corect. Ia că Radu în Gdansk, da, elementar, vă spun. Orașul cel e orășel, Polonia, care este 100 și ceva de... Câte 150 și ceva de pereți deja pictați. Extraordinar. E un proiect la nivel de municipiu. Într-un singur cartier. Nu face linie nimeni o linie pe o clădire fără acceptul Academiei de Arte. Sub controlul Academiei. Fiindcă aici e problema mare. Fiindcă de a face o lucrare care de prost gust, care nu educă, dar din contra reeducă. Schimbă prioritățile, da. Și atunci, când pui o valoare, când pui o operă de artă, o valoare pe un perete, într-o sală de expoziție, atunci publicul vine de place. Aici e. Arta trebuie să fie și frumoasă, în afară de ceea că este originală. E trebuie să fie originală, dar trebuie să fie frumoasă. Trebuie să propage frumusețea. Aici e. Ceea ce creează Dumnezeu, ce face Dumnezeu. Frumos face, numai dragoste, iubire. Aici e marea problemă. Dacă să faci lucrul ăsta bine, trebuie să fii școlit, trebuie să desenezi. Eu nu vorbesc să faci artă realistă, dar arta realistă e diversă. Este foarte diversă.
Arta egipteană este realistă, grecian este realistă, modernismul e realist. Tot este realism. Ce e arta abstractă? Sunt bazele compoziției, atât. Nu e mai mult. Bazele compoziției pentru a face, dacă un om are întrânsul simțul culorii, nu este daltonic, orice dintre înșii noi se îndoiesc în minte, îmi trebuie o jumătate de an, nu maxim un an de zile, să-i lămuresc niște principii de compoziționale și să joace acolo pe pânză și să facă arta realistă. Dacă vreau să spun un caz, pur și simplu, adică că vreau să văd eu din timp. Când am plecat în Italia în 2002 în autobus, am fost în iunie la Academia de Brena, când am ieșit în Fumicino la aeroport, eram suspect pentru duși atunci, după 2001, cu teractul cel în Statele Unite, s-au uitat la mine, numai nu pictor saman, da? Adică, și am luat să mă verifici, că văd studiu, cine se duce. Și mă întreabă, ce lucrez? Eu am spus, sunt pictor. A, pictor, așa, cu neglijență, într-un fel. Până la urmă, am spus că sunt șef de catedră la Academie, profesor, s-au ridicat în picioare, vami și acolo, tot ok, tot bine. Când am ajuns la Academie, după ce am început eu să mai vorbesc italiană, că decât și între profesorii cei de acolo la Academie, scut, am avut un caz. Și am spus că sunt pictor și cu așa, cu neglijență. Și mi-a spus, păi da, orice tâmpit în Italia poate spune că el e artist și n-are nimic drept să-i spună că el e personalitate. Și numai cei care sunt inițiați sunt artiști profesioniști, adică e o chestie, aici e... Este o diferență pe care doar profesioniștii o pot sesiza și pot face dintre pseudoprofesioniști și profesioniști cu literă mare. Dragostea pentru pictură este cultivată de universități, de profesioniști în domeniu, dar datorită părinților, cei mai mici pictori au șansa de a-și dezvolta talentul. Anume, ei sunt cei care aduc tinerii artiști în școli și ateliere de artă, deoarece pictura dezvoltă creativitatea, spontaneitatea, imaginația creativă. Ne-am propus să mergem într-un atelier de pictură din capitală, unde discipoli sunt copii de toate vârstele. Pictura este un mijloc eficient de stimulare și dezvoltare a imaginației, gândirii, creativității și spontaneității copiilor. Totodată are scopul de a facilita deprinderea unor abilități și tehnici de exprimare artistică și implicit de a crește încrederea în sine a celor mici. Arta necesită o anumită, spunem așa, energie, da? Și când asta copilul sau maturul execută o lucrare anumită, el dă o parte de energie. Dar totodată când vede rezultatul, asta lucrări anumite, da? El o primește două, trei ori mai mult, asta energia aceasta înapoi. Arta este o energie pozitivă, creativă. Știți, este așa o frază când dacă încerci și primești plăcerea de la artă și înțelegi plăcerea aceasta, apoi nu poți trăi fără aceasta. Fiecare copil se naște cu capacități anumite și au o mare dorință să arăte capacitățile, talentul. Avem elevi, copii, asta cea mai mică vârstă, chiar asta de 2 ani și 8 luni, și cel mai în vârstă elev la noi are 63 de ani. Copiii care au o dorință, da? Dar oamenii care sunt mai maturi au avut cândva în copilărie o dorință, dar din diferite... N-au reușit, spunem așa, da. Și aici vin și asta își prinesc plăcerea. În cadrul acestei școli de artă sunt folosite și elemente de art-terapie. La atelierile de pictură, copiii învață să devină încrezători în forțele proprii, să comunice și să relaționeze cu cei din jur, să se exprime spontan și autentic, ceea ce duce în timp la împlinirea personală. Am început a desena aproximativ 3 ani jumate în urmă, cu necesitatea de a înțelege lumea. Eu am vrut să pot crea un desen magnific din orice stare și poziție. Renesansul am ales jumate de an în urmă, cu scopul de a învăța mai împrofundat tema desenului și să merg la studii academice. Nu consider că am un stil propriu, eu încă îl creez, dar totdeauna consider că cu un timp anumit nivelul potențialului la desen în Moldova crește, poate nu chiar așa de tare, dar totuși crește și potențialul meu tot. Am ales această școală și am venit aici o lună, două în urmă și de cât timp am făcut mari progrese, deoarece
nu știu dacă aș fi putut înainte să vin la această școală să discut așa un semn. Mie îmi place să fac tot așa diferit, adică nu vreau să fac ceva după niște reguli anume stabilite. Trebuie câteodată să mai gândim lateral și să facem totul cât mai lateral posibil, pentru că dacă toți ar face așa după niște reguli stabilite, comunitatea nu ar progresa. Acum mă ocup mai mult cu desenul decât se vede, pentru că cu pictura eu în curând o să încep. Eu, pentru exemplu, acum mă antrenez cu desen, pentru că fără desen, pictura nu poate fi făcut. Trebuie să parcurgem mai mulți pași. Desenul și pictura îi ajută pe copii să devină conștienți de sine, de existența lor în lume. Prin intermediul picturii, copilul își exprimă cu ușurință emoțiile. Modelajul oferă atât experiențe kinestezice, cât și tactile. Flexibilitatea și maleabilitatea lutului se potrivesc unei varietăți de nevoi și par să spargă adesea blocajele copilului, putând fi utilizat cu succes și de cei care au mari dificultăți în exprimarea sentimentelor. Un lucru foarte important ca totul să fie așa armonios, e foarte important să fii profesor specialist. Asta eu spun ei pe primul, fiindcă fiecare copil e personalitate, are individualitatea sa, dar asta pedagog cu studii, asta de pedagogie și psihologie, foarte atent, analizează și găsește drumul cel mai asta scurt, asta pentru fiecare copil. Am revenit în platou. Să știe că în toată lumea contemporană, institutul principal care cumva dirigează valoarea artistică este Institutul Pieței. Piața totuși generează, e valoare sau non-valoare. Vorbim despre cele două direcții, Institutul, vectorul muzeal și vectorul pieței comerciale. Spuneți-ne, vă rog, pentru că sunteți și pictori care cu siguranță ați încercat să vă vindeți lucrările, să contactați cu cei care, cu consumatorul direct care ar putea să procure, este interesat de arta dumneavoastră, care sunt cerințele și cât de mult diferă totuși cerințele unui muzeu ca lucrările să fie expuse și aprobate de un anumit consiliu și cerințele consumatorului direct. Domnule Jabinski, Vlad, Radu, nu știu cine să înceapă. Hai, Radu, spune-ne tu. Eu o să încerc să spun despre partea comercială. Deci, eu cumva la început de carieră eram așa mai sceptic față de partea comercială. Dar ea, de fapt, un rol destul de important, pentru că ceea ce facem, într-adevăr, este foarte larg. Cred că uneori, aici suntem și noi, doar așa, astfel, este solicitat. O să meargă din una în alta. Deci toate până la urmă sunt într-o strânsă legătură. Chiar și pe un consumator neinformat poate fi astfel educat, oferindu-i ceea ce își dorește, dar cu totuși anumită... care și cumva să ajunge la un consens, eu sigur de asta. Și așa poate fi educat consumatorul. Vlad, ce părere ai la acest proiect? Următoarele lucruri. Valoare. Și în piața... Cristui. Și
ceva mai. La fel, va acolo 50. Și asta este. Și asta și a transformat, s-a transformat orașul în bijuterie, venire, acolo unde. Și toarceți acasă la lumii în opere de artă. Păi, mine era mai interesează ce aici s-a făcut. Ce aici se face acum e un proces actual, adică e... Care nu poate fi atât de... Și este, da? Arta modernă acum, dacă să ne uităm la general, este diversă. A apărut, a început să apară cerință către artă realistă, real. Că deja tare puțin o pot face. Că să faci o artă realistă, necesitatea o anumit, ceea ce am vorbit, ani de studiu. Și chiar dacă ne observăm în ultimul timp, când mergem mai degrabă pe o artă fotografic, dar acesta e un lucru foarte benefic, într-un fel, fiindcă el se va transforma treptat în ceea ce am vorbit eu, în procesul de creativ și sinceritatea artistului. Nu pentru aceea numai că scopii unul faci drăguț sau simpatic, dar ceea ce mișcă înăuntru, partea energetică, spirituală. Uite, aceasta este cel mai important. Fiindcă de multe ori noi mergem chiar, mă uit acum, pereții care sunt pictați mult, sunt destul de, eu aș spune, la un nivel de, așa, amatoresc mai degrabă decât profesionist. Cu de rău. Dar sunt numai Gdansk în Polonia, Lodz am fost, adică sunt niște lucrări care fantastice, enorme, executate pe pereți, bine. Și acrilul acum se folosește de cei că este mai... Nu e atât de e mai ieftin într-un fel pentru o executare. Fiindcă dacă se execuți o lucrare de 300 de metri pătrați, să o facem într-o tehnică a mozaicului, asta costă milioane, pur și simplu. Numai însăși materiale, ne vorbim de efortul fizic care trebuie să-l depui. Și atunci acrilul e o tehnică care e... Din România discutăm în continuare cu Gheorghe Dican, vicepreședintele pentru teritoriul al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Bună seara, domnule Dican! Bună seara, bună seara tuturor și salut pe colegii mei. I-am auzit pe Valeriu, cred că era pe Valeriu Javinski. Vă salută și domnul Javinski. Domnule Dican, care sunt aspectele ce definesc pictura contemporană din România prin ochii tinerilor pictori, în cazul în care contactați cu cei mai tineri discipoli ai dumneavoastră? Sunt din ce în ce mai complexe formele prin care arta românească se exprimă la ora aceasta. Salonul Național de Artă Contemporană, pe care l-am organizat în luna decembrie, la București, în mai multe spații, a demonstrat faptul că există în arta românească foarte multe tendințe, foarte multe direcții, toate foarte importante și de luat în seamă, iar în ceea ce îi privește pe tineri, ei au avut un spațiu special afectat, de fapt chiar două, la Galeria Galateca a fost un spațiu special pentru tinerii artiști, iar la Muzeul Național de Artă Contemporană al României am dedicat un loc special experimentului în arta plastică. Acolo au fost prezenți în această expoziție au fost prezenți și foarte mulți tineri. Ce să spun, formele de exprimare acum încep să fie din ce în ce mai diverse. Experimentul face posibil
Găsirea unor soluții tehnice din ce în ce mai inovative, din ce în ce mai desprinse de tehnicile clasice ale tabloului. E bine că pictorii fac lucrul acesta. Printul, videoartul, instalația, happening-ul, toate aceste forme ale experimentului sunt acum la îndemâna artiștilor tineri, dar și numai artiștilor tineri, pentru că, până la urmă, există libertatea fiecăruia de a spune, nu mai este ideologia care să ne obtureze, să ne împiedice să spunem ce vrem. Dar, până la urmă, și cu libertatea asta, trebuie să știi ce trebuie să faci. L-am auzit pe Valeriu Javinski vorbind despre arta stradală. Aici sunt două forme. Este strict artul și graffiti art. Grafiterii sunt nu neapărat profesioniști, sunt amatori care protestează într-un anumit fel. Ei sunt partizanii unor curente de gândire. În schimb, strict artul este făcut în general de artiști profesioniști. Ei înnobilează anumite spații. Dacă ceilalți nu țin cont de faptul că au în fața lor clădiri, monumente de arhitectură sau monumente istorice și folosești spray-uri colorate pentru a protesta într-un fel sau altul pentru anumite idei, strict, cei care fac strict art sunt oameni care își gândesc cu mare precizie compozițiile și care nu fac decât să aducă, să nobileze anumite spații aflate în suferință. Ar fi bine ca artiștii să poată și teoreticienii să poată să explice autorităților care este diferența dintre aceste genuri de artă și eu sunt convins că atunci când autoritatea va înțelege lucrul acesta, atunci artistul va putea să aibă și comenzi sociale, va putea să fie plătit pentru că el de fapt salubrizează anumite locuri, vindecă. Artiștii sunt vindecători, sunt medicii spațiului urban. Vă mulțumim frumos, domnule Dican, ne auzim cu bine aici la TVR Moldova, o seară frumoasă să aveți. Dragi invitați, luând în calcul experiența dumneavoastră, dacă ar fi să dați un sfat unui tânăr pictor care este la început de cale, care nu știe încotro să o ia pentru că este cumva bulversat de atâtea noutăți, atâta informație, totuși într-un secol al informației, nu știe să discerne binele de rău, calitatea de pseudocalitate, care ar fi acest sfat, Vlad? În primul rând, în timp, din momentul din care tânărul sau tânărul care a hotărât să consacre viața sau tinereța în domeniul artelor, trebuie să apeleze la instituții profesioniste, la școlile de artă. Și pe parcurs, el singur își va găsi calea sau viziunile în domeniul artelor plastice. Important este să se hotărască și să facă primul pas. Mai departe, viața caleidoscopic, viața de artist, îl va fascina. În primul rând, le-aș da sfat să fie deciși, să facă primul pas, să fie liberi și fericiți. Fericiți în ceea ce vor face pe parcursul vieții. Probleme sunt în orice meserie și în toate substraturile sociale. Important e să hotărască, să urmeze calea artelor, fiindcă noi trăim într-o civilizație globală care ne permite, ne dă o mulțime de oportunități pentru a ne autoforma și a evolua ca personalități, ca artiști în orice domeniu. Așa că curaj celor care încă nu s-au decis. Tinerilor, curaj. Da, mulțumesc, domnule Javinski, dumneavoastră ce sfat ați da unui tânăr? Păi eu aș da, în primul rând, un sfat. Dacă e artistul, el se naște deja. El se naște. Altceva că ce vorbim eu de școală, de școlire, este importantă, fiindcă școala te învață meserie. Meserie care treptat se transformă în maestrie. Maestria se transformă în artă. Aici e. Arta este matematică superioară, adică tu trebuie să înveți, să aduni, să scazi,
Să speli pensulele, de aici se începe tot. Aici se începe, da, corect. Și atunci, tu dacă ești artist în tine, atunci nu te încurcă nimic. Dar important să faci facultate, să faci școala pictură, să faci colegiu sau liceu, să faci facultate. Fiindcă eu după colegiu îmi părea că atât de bun și socoteam eu că eram bun la nivelul acela atunci. Și după ani de zile, când am stat acasă, un an de zile, n-am vrut să văd la facultate deodată, dar au început să-mi apară idei noi, care, cunoștințele care avem din după 8 ani de studii, școala pictură, colegiu, nu era suficient și nu mi-a ajunge limbajul plastic, de ceea ce vreau eu să fac, nu mi-a ajunge limbajul plastic. Și atunci am venit la facultate. Facultatea este, te învață limbajul plastic diversă, diferite. Aici e structura, fiindcă tu atunci, după ce ai învățat un anumit, nu facultatea te face artist. Tu trebuie să fii artist. Facultatea te învață meseria, te învață principiile, mijloacele plastice, divers aici. Sistemul de învățământ este divers, adică el e comun aproape tot locul. Depinde atitudinea ta față de acest principiu. Dacă la facultate tu vii, respecti și rigori care sunt și cerințe facultate, atunci tu ești cu un bagaj de cunoștință, faci ce vrei după aceea. Ești liber. Eu le spun că libertatea unui artist în cunoștință lui și potențialul lui. Mulțumesc, domnule Jabinski. Ar fi și o frumoasă concluzie pe final de emisiune. Radu, o concluzie pe final de emisiune, un sfat celor tineri? Eu, dacă aș mai merge încă o dată acum la facultate, eu aș clarifica în primul rând cuvântul pictură și artă. Ce înseamnă asta? Pentru că e foarte important să știi unde mergi și ce vrei să obții. Deja mijloacele plastice de expresie și toată tehnica deja obții pe parcurs. Și chestia asta trebuie făcută nu doar pe parcursul facultății, dar pe parcursul toată viața. Trebuie să știi unde mergi și nu-i lăsat lucrurile întâmplare. Și atât. Deci e nevoie de curaj, de ambiție, de studiu foarte mult, da, și de entuziasm. Deci acel tupeu care nu trebuie să lipsească unui artist pentru a se... Trebuie să reziști tentațiilor vieții. Și asta e o mare maestrie. Da. Bine, dragi invitați, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Cred că telespectatorii noștri au fost curioși, au stat cu urechile ciulite la toate câte s-au spus aici și la reportajele realizate pentru dumneavoastră, dragi telespectatori. Vă mulțumesc și vă aștept aici la TVR Moldova la alte subiecte legate de pictură, ceramică, artă în general. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Atât pentru astăzi. O seară frumoasă să aveți, la revedere!